Artiști și ansamblului profesionist Doina Gorjului le-au pregătit pensionarilor un spectacol de muzică populară care se ridice de pe scaune. Mult să-mi trăiască, mult să-mi trăiască, la mulți ani. Și cine să trăiască, părinții să trăiască, la mulți ani. Cei care au participat la dragobetele unicilor apreciază foarte mult gestul primarului municipiului Târgu Jiu, Florin Căciumaru, și spun că prin întâlnirea cu ceilalți își descrețesc frunțile și mai uită din probleme. Este un gest nobil din fața primarului și arată dragostea și atașamentul față de alegătorii săi. Sunt ferm convins că va... Se dau și niște prime pentru că s-a făcut un concurs pentru prăjituri, care a fost acum 2 zile. Bine, domnișoară, ne simțim. Tot timpul, de câte ori a fost petrece, ne simțim foarte bine. Și mulțumim foarte mult, domnul primar, că se gândește și la pensionari. Foarte frumos, foarte bine. Babele pupă moșii, moșii pupă babele. Iar tineretul... Băieții cupă fetele și fetele băieții. Păi da, dar tinerii acum se guvale în Dainzei. Îi dă un cadou de dragobete și pe urmă o ia în brață și o pupă. Primarul Florin Cărciumaru spune că anul acesta a ales să facă pentru prima dată acest eveniment, care vrea să devină o tradiție. Fiecare dată când ne întâlnim, trăiesc un moment de mare bucurie, pentru că în fiecare dintre dumneavoastră eu am văzut și văd și părinții mei. Și m-aș bucura ca ceea ce facem noi la Târgu Jiu să facă fiecare primar în fiecare localitate din județul nostru, pentru că dumneavoastră ați meritat și meritați din plin respectul autorităților locale. Duminică 24 februarie, în fața porții Sărutului, vor avea loc obiceiuri de dragobete, iar târgujienii vor putea să joace perinița.